o provocare mare pentru noi, pentru momentul nostru, care cred eu că cu toții suntem fericiți la Constanța, dar totdeauna în fotbal vine altă provocare. E o provocare foarte mare pentru noi, în sensul că să arătăm încă o dată că putem să încercăm să fim cei mai buni, să ne impunem principiile care le avem, să avem personalitate contra unei echipe care e foarte talentată, foarte bună, care are un lot extraordinar și că e posibil orice cu ei, dar eu cred că am făcut un campionat regular foarte bine. Sperăm să o facem și nu sper, chiar ne dorim să facem iar un meci foarte bun din toate punctele de vedere. Și când zic un meci foarte bun din toate punctele de vedere, acela de a face ambele faze, atât ofensiv să atacăm foarte bine, defensiv să facem, să ne apărăm foarte bine, pentru că adversarul are calitate multă, să avem personalitate tot parcursul meciului și să fim noi, pentru că chiar arătăm foarte bine, dar în fotbal totul durează puțin și nu putem să stăm să ne uităm în spate, în față e o provocare foarte mare, unde cred eu că trebuie să ne depășim și obiectivul numărul unu care mergem la București, acela de a încerca să marcăm goluri, pentru că altfel cred eu că noi nu poți să aspiri la nimic altceva. Foarte mult, pentru că adversarul cu siguranță e un adversar bun care poate să aibă o zi foarte bună și să marcheze goluri, dar cred eu că suntem într-un moment bun și mergem la București să marcăm și să marcăm goluri pentru a încerca să venim acasă cu cele 3 puncte. În rest, de jucători de lot au venit toți, sunt majoritatea, sau toți au revenit, toți care erau accidentați, deci suntem cu lotul complet. Bineînțeles că cei care au venit s-au recuperat, nu sunt din punct de vedere fizic 100%, dar sunt cu noi, vor fi acolo și vom vedea ce formulă vom începe și cum vom termina. Cât de mult contează? Cam atâta. Cât de mult contează ca ascendent moral faptul că Farul a câștigat precedentele 2 meciuri cu FCSB? Adică în fotbal totul e ce în spate, face parte din istorie, sunt lucruri care, da, sunt bine pentru noi, suntem în formă bună, putem să spunem. Până în momentul de față, așa cum a zis Petrescu, dacă ne-am făcut favoriți în momentul de față în campionat, înseamnă că am făcut ceva extraordinar, fantastic. E o certitudine, dacă și el ne certifică acest lucru, înseamnă că CFR-ul certifică acest lucru prin Dan Petrescu, înseamnă că e un lucru extraordinar ce am făcut noi până în momentul de față. Sperăm să continuăm la fel. Mai avem toate aceste meciuri care sunt provocări importante pentru noi și sperăm să facem față. Rămâne Florinel Coman de la FCSB, principalul jucător advers care putea crea probleme? Eu știm că întâlnim, Florinel e un jucător, Coman e un jucător extraordinar, dar eu știu că întâlnim o echipă la București și noi avem echipă și noi avem jucătorii noștri, dar nu putem vorbi de un jucător, chiar dacă totdeauna jucătorii individual când vorbești pot face diferența, dar cred eu că titlurile și trofeele și meciurile se câștigă colectiv, echipa câștigă, grupul câștigă, care va face mai bine. După ce a scos Craiova din cursa pentru titlu, are șansa acum să scoate și FCSB-ul. Asta ziceți voi. Eu nu sunt de acord cu voi. Nu cred eu că Craiova nu e. Am spus-o și după meci. Sunt multe meciuri de jucat, multe puncte în joc. În play-off poți să pierzi cu oricare, în orice zici, poți să ai momente în care nu ții și atunci noi trebuie să fim atenți la asta, să gestionăm lucrurile bine. Da, am făcut un meci mare cu Craiova și sperăm să facem și cu FCSB-ul la București. V-ați menținut și în play-off apetitul acesta ofensiv. Farul are cea mai bună linie de atac. Se anunță un nou meci cu goluri? Doamne ajută. Sunt multe goluri și noi să marcăm mai multe ca adversar. La fel și la meci trecut cu Craiova și a dat poate de promisiune. Noi asta încercăm, asta e fotbalul nostru. Cum am spus și înainte, vrem să facem ambele faze. Prima oară pregătim să atacăm, suntem pregătiți, ne antrenăm pentru lucrul ăsta, să atacăm, să marcăm goluri, dar bineînțeles că fotbalul are și faza defensivă, unde
trebuie să știi să te aperi și mai ales cu un play-off și cu echipele care le întâlnim, cu siguranță trebuie să facem ambele faze foarte bine. A început să se vorbească tocmai des în ultima perioadă și datorită rezultatelor pe care le obțineți despre jucătorii pe care îi antrenați. Care ar fi transferabili, ba în Spania, ba în Italia, ba în campionatul intern, pe doriți? Logic, normal. Când faci bine, îți vine bine. Deci, practic, nu văd nimic deosebit. E normal, când ajungi acolo sus și când te poziționezi și arăți că ești competitiv, cred eu că toți avem de câștigat. Cu alte cuvinte, dacă luați titlu, urmează să se îmbogățească cu bumbara? Nu, eu și eu o să fiu bun. Și da, și eu o să am o cotă bună și o să fiu probabil căutat. Deci toată lumea, cum le zic eu, când faci bine, vine respectul, vine bucuria, vine fericirea când ai victorii. Și noi o facem foarte bine și cred eu că toți constanțenii dobrogenii sunt bucuroși, sunt fericiți în momentul de față. Faptul că sunteți acum pe primul loc garantează participarea oarecum în mare măsură în cupele europene în sezonul viitor? Nimic nu e jucat. Bă, încă o dată spun, e greșit să gândești așa. Sunt foarte multe meciuri de jucat, puncte în joc. Încă mai avem de luptat mult, dar eu cred că suntem pregătiți să luptăm. Să ne batem, să câștigăm. Sărbătorile de Paște? Doamne ajută, asta vrem. Fiecare o să i-am lăsat, am făcut antrenament în dimineață. După masă îi lăsăm liber să, și seara să meargă. Și ne vedem mâine, duminică, iară, încărcați pentru meci, pentru luni. Și un mesaj pentru suporterii Farului? Paște fericit și Doamne ajută să câștige Farul.